hai noroc și la mai mare, nu mai avem intro, nu mai avem nimic, pentru că am fost invitat la concursul cel mai 4x4 din România, să fac parte din juriu. Vor fi 3 clase, 4x2 SUV, de fapt 4 clase, SUV, SUV-eco și off-roader. Am 15 mașini, câteva ore adunat, vreo 2 zile cu ele. Trebuie să fac prezentări, adică am vrut eu să fac pentru Luci Popa. Hyundai Baon a fost prezentare pe AutoVantage detaliată, acum va fi o prezentare mai scurtă, o parte de test Ivanhoe și parte de test off-road. Și de asta nu avem intro, nu avem nimic, hai să începem. Deci Baonul, varianta crossover de la Hyundai 20, designul este schimbat. Avem aici versiunea LED Line, farul cu LED, semnalizări la fel, guri de ventilat, fante de aerisire, cum vrei să-i spuneți. Hai să vedem. Jante pe 16, 195, 55, 16, nici măcar 205, 55, 16, Michelin, Primacy 4. Versiunea 1.0 TGDI Mild Hybrid. Acesta este exteriorul. Cam așa arată. Ea este destul de micuță. Discuri pe spate, n-avem tamburi. Acesta este și spatele cu banda asta LED. Interesant așa designul, nu este pe placul tuturor, din ce am observat pe prezentarea de pe AutoVantage. Așa, ia să vedem pe spate, bară de torsiune, oricum McPherson pe față, o singură țeavă acolo, la motor de 1 litru nu te aștepta la altceva. Câteva elemente de plastic și bare pe plafonaș. Hai să vedem portbagajul. Nu merge, că nu am cheia. Hai să facem interiorul, după aia facem portbagajul, da? Și așa facem mașina, târâng, târâng, dacă ai cheia în contact. Hai să o scoatem, dacă dă. Bun. Așa. Materialele sunt, cum vedem, tari. Aici avem moale, toate butoanele. Material tare, buzunare necapitonate, dar destul de separate. Scaune reglabile manual. Cutia automată cu dublu ambreiaj, 7 rapoarte. Așa, hai să vedem. Volan încălzit, asta e varianta, practic nu mai poți să mai pui nimic în plus pe ea. Scaune, asta e volan încălzit, scaune încălzite, transmisie automată, USB, priză de 12V, încă un USB, climatizare automată pe două, pe o singură zonă. Da, volanul nou de la Hyundai, reglabil manual, și pe, atât pe înălțime cât și pe adâncime. Scaunele, care sunt dintr-un material textil, par cât de cât rezistente, par un pic mai bune decât cele de pe Kona, un iPhone spart acolo. Per total, se simte bine ca mașină, ambianța e un pic cam gri așa, toată mi-ar fi plăcut o altă cromatică. Un torpedou destul de mic, ce mai putem să mai arătăm aici în față. Două spurte de pahare, cotiera care este și ea destul de micuță, pedalele metalice, mie îmi plac, se simt foarte bine. Ia să vedem. Să pornim jucăriuța. Avem contactul pus, motorul îl aprindem, tabloul de bord digital. Zice că e ușa deschisă, hai să o închidem. Să vă arăt. Sunt anumite modele care nu au buton de mod derulare. Asta are, ce înseamnă că aici se pot schimba ceasurile de bord și arată foarte bine. Cele mai slab echipate am văzut că nu au Eco, Comfort, Sport și grafica arată bestial. Ok, sistemul de infotainment, Apple CarPlay, Android Auto, destul de simpluț, dar își face bine treaba. Eu am avut niște probleme cu Apple CarPlay că se mai deconecta pe modelele Hyundai noi, pe i20 și pe Elantra, să sperăm că aici au rezolvat problema. Uitați și pe domnul Gabi Nica de la și despre mașini. Spune, domnul Gabi. E bine? E bine, e bine. Ce faci? Hai să luăm o pauză, că făceam o prezentare la Baion și revin imediat. Sau dacă vrei să continui așa, continui și așa. Să facă prezentarea, dar ce mă, tu nu știi? Nu, nu să o faci tu, dar să iau o pauză ca să putem vorbi. Ia o pauză. Bine. Așa arată și în spate. Materialele le vedeți, dar buzunarele sunt cât de cât decente. În spate eu mi-am dat scaunul cât de cât în spate, cam așa e locul. La cap mai am și câtva, dar e un pic decupat, aici nu se vede foarte bine pe cameră, dar e un pic decupat.
Mancheta e cât de cât confortabilă, na, nu e ceva. Și avem aici, nu cred că sunt guri de ventilație, nu știu pentru ce sunt, dar o să vă arăt ceva în spate, pentru disipare de căldură, n-ai mai știe. USB în spate și un loc pentru diferite obiecte, telefon, cum ar veni. Isofix, ca să îți pui scaunele, ca să îți pui scaunele de copii, așa. Bancheta se rabatează, bam, foarte ușor, dar uite că ai și podea plană, ai de toate. Și ai și loc să spui centura, ca să spui centura să nu se mai agațe atunci când rabatezi bancheta. Of, ce înseamnă să filmezi singur? Unde e Dan când ai nevoie de el? Așa. Așa, rezervorul se deschide de acolo, bam, benzină, 91 plus, normal, nimic deosebit, e totuși o mașină cât de cât low cost, low budget. Hai să deschidem portbagajul, da, ați văzut în review, prezentarea de pe AutoVantage, care e volumul portbagajului, undeva la 300, aproape de, nu, cred că sunt 400 de litri, cam așa arată, nimic spectaculos. Aici avem bateria pentru sistemul mild hybrid și ceva ce mi-a arătat domnul Gabinica, că nu m-am prins, scrie duct aici, aici iese căldura din baterie, da, și ea iese, nu știu dacă se vede, undeva acolo, lângă amortizor, aici, să focalizeze băiatul. Bun, și cam așa este, cam asta este scurta prezentare a lui Hyundai Bayon în vreo 7 minute. Hai că uite că n-am terminat totuși. Hai să vă arăt și compartimentul motor. 1, 2, 3 și... Nu vă așteptați să avem amortizor la... Mamă, ce frig e motorul! La amortizor n-am cum să ridic, să cobor bețișorul, că n-am mâini. Turbo Smart Stream G. Practic o versiune updatată, zic ei, de la vechiul TGDI. Da, injecție directă. Fosta familie Gamma. Vedeți pe AutoVantage clipul cu... sau nu, familie capă. Vedeți clipul de pe AutoVantage cu Hyundai Ioniq, unde am explicat totul. Bateria de 12V a mașinii. Și cam așa arată totul. Vedeți aici tot ce se întâmplă. Gata, că nu vreau să o lungesc, că și așa este clipul prea mare. Și mai avem și partea de off-road după partea de condus. Hai să-i dăm. Dă-i. Ai dat? Da, da. Merge camera? Uh-huh. Bun, suntem cu Hyundai Bayon, care este un i20, un pic mai înălțat, care teoretic e încadrat în concursul acesta la categoria 4x2, la fel ca Duster-ul și la fel ca mai 4x2 pe aici. Încă una, Moca. Așa, și Arcana la fel, nu știu dacă Arcana e all wheel drive. Uite, asta chiar n-a știut. Dar nu contează, hai să vedem cum merge Arcana. Motor de 1 litru, 100 de cai, 172 Nm, același motor de pe Kona, dar cu 20 de cai minus. Și mie mi-a plăcut foarte mult cum merge i20-ul normal. Are răspuns, are cuplu, sistemul de menținere al benzinei, să vedem dacă putem să dezactivăm. Hai să vedem cu el așa, asta e. Și e și mild hybrid, te ajută și asta. Puțin. Ai un mic aport electric. Și se aprinde bateria acolo când te ajută. Uite, și la regenerare. Ia să vedem. Da, acum văd că nu regenerează la sau nu ți arată, știi? Și acum ai dă bateria, da. Te ajută puțin. Cutia cu dublu ambreiaj. Ok. Nu vrei să știi, mașina are e foarte similară cu Opel Mokka. În sensul că are o punte față ok, parcă e mai directă la Mokka, parcă ai mai mult feedback în Bayon, ai scaune confortabile cu puțin mai multă susținere laterală decât la Mokka, însă nu e diferența foarte mare. Se vede că nu e la fel de puternică precum Mokka, dar e ok. Pentru 100 de cai putere, adică e la fel ca asta. 100 de cai putere, 172 Nm, cifre aproape identice. Însă, e diferență de cutie, diferență de masă, diferență de multe chestii.
cum se simte în comparație cu i20? Că mie mi-a plăcut mult cum se conduce i20. Da, e mai înaltă și e un pic mai bărcuță, un pic mai mult roliu. i20, uitați-vă, e varianta ceva mai dinamică. Asta nu e, nu e rea deloc. Deloc, deloc. Frânele, initial bite bun. Ubi! Și la fel ca și i20, suspirarea apare târziu. Târziu, târziu. Adică ea vrea să aibă o ținută neutră mult timp, știi? Ok, nu e genul de mașină nici asta care să te îmbie la un condus sportiv, dar ce SUV crossover face asta, știi? Cutia răspunde mai bine decât la, decât la Moca. De DTC-ul ăsta cu 7 rapoarte în locul, în locul IC-ului cu 8 trepte. Și a schimbat bine. Ia să, acum hai la întoarcere să punem, să mergem pe manual, da? Hai pe manual. Ei, și mie mi-ar fi plăcut să fie plus un jos și minus un sus. Bun. Schimbă, schimbă. Nu, să se știe că pentru un dublu ambreiaj nu schimbă violent, știi? Dar schimbă aproape, aproape simil. Aproape cu cam una cu convertizor de cuplu, cam așa, bam. I20 cu mai mult turi, fix așa se simte, știi? Nu știu ce simți tu de acolo, dar de aici se simte destul de neutru. Da, e. Între punți. Să știi că e. Evident, avem bară de torsiune, adică nu avem suspensie independentă. Volanul subțirel. Uite, poziția mea la volan ar fi un pic mai în spate, așa. Așa, cam așa. Foarte adânci scaunele. Da, destul de adânci. Și mă... Da, bolsterele astea chiar sunt foarte rigide. Nu afectează confortul, dar îți oferă suport lateral. Da, nu sunt scaune de mașină sport în niciun caz, dar pentru regimul nostru de mers acum, să știi că direcția e foarte sigură și comportamentul în general e ok. E una din cele plăcute la condus, să vedem. Nu pare că se chinuie, știi? Aha. E ok. Într-adevăr, Moca părea un pic mai agilă, mai sportivă, dar în ceea ce privește feedback-ul în direcție, parcă mai mișto e Bayon-ul. Trage mai bine Moca, dar nici cu asta nu te plângi. Deși are 100 de cai, mi se pare că trage mult mai tare decât Duster-ul. Ia uite Rubiconul ce e. Rubiconul are cea mai mare gardă la sol, nu? De aici. De aici, normal, îți dai seama. Nici reactor la nivelul ăsta. Dar uite, sistemul de menținere al benzin funcționează chiar și atunci când mașina are mult de virat, știi? Asta ce pe auto. Da, e ok. Hai, dezactivăm start-stop-ul ca să nu... A, e dezactivat. Ok. O să închis. Gata? Da. Uite-ne și cu baionul în teren accidentat. Arcana a luat-o în față. Eu am mers mai încet, dar văd că băieții n-au niciun stres. Îi dau. Bun. Baionul e mai confortabil în off-road decât în off-road. În macadam din ăsta decât Arcana. E un bun test al suspensiei pe denivelări, pentru că e un pic mai moale și nu e așa rigidă. Răspunde bine. Adică atât compresia cât și reculul sunt bune, dar simți mai mult decât simțeai în direcție și asta eu pot numi un lucru bun. Simți mai mult în direcție decât la Arcana. Pe modul de rulare ce să vedem? Sport, eco și confort. Eu aș merge pe eco aici, că în teren nu ai nevoie de un răspuns al pedalei foarte, foarte bun. În schimb, cutia, foarte ok, adică nu ține motorul subturat, vine și urcare și îți oferă destul cuplu cât să te descurci la ieșirea din viraj, adică nu te lasă la greu. Bum, bum, bum. Foarte ok. Mașinuța asta pe un astfel de drum. Așa. Nice.
senzația oarecum ca aluneci pe pietriș, pe macadam, însă nu e chiar așa. E doar o senzație. Este destul de confortabil. Gioia, tu ce zici? Mi se pare că era mai confortabil Arcana. Zău, dar tu stăteai în spate la Arcana. Poate și de asta. Mi se pare că asta nu se descurcă la fel de bine cu frecvența asta ridicată a denivelărilor. Tremură un pic mai mult, dar e mai moale. Pe când aia, Arcana era un pic mai rigidă, dar nu transmitea în caroserie șocul atât de mult. Da, e și asta o... Mie, în off-road sau în teren accidentat, mie îmi place mai mult să simți ce se întâmplă, știi? Să nu... Să fie un pic mai moale, dar să simți. Arcana te cam izola așa de elemente. Da. În schimb, direcția foarte mișto la Bayon pe macadam. Direcția e oricum un pic mai bună la Bayon decât la Arcana. Dar uite că arată bine și Arcana din față. Din spate, pardon. E singurul SUV de aici cu hatchback, cum ar veni. Da. De genul X4, nu? Da, singurul SUV coupe. SUV coupe și, care... Și cred că e singurul SUV coupe de buget, adică non-premium din clasa asta, știi? Că nu cred că există altceva în clasa compactă. Îmi place foarte mult răspunsul la pedală la Bayon. Răspunsul la pedală și direcția. Adică... O să o țin la durația la care am nevoie, fără să fie nevoie să menajez accelerația foarte mult. Uite, nu pot, uite, mai arată ceasurile de bord. Da, uite, chestia asta, să ai așa ceva în clasa asta, nu știu cât de mișto arată. Eco, o lăsăm pe eco. Urcăm. Am și uitat unde suntem, în ce zonă suntem. Pe lângă Fundata, Moeciu. Pe lângă Rucăr. Că e un nume cu D, dar îmi scapă. În stânga e Dâmbovicioara. Drumul nu pune probleme, cred că, niciunei mașini de aici. Bayonul are cea mai mică gardă de aici. Se descurcă ok. Dai seama că cu Wrangler-ul o să zburăm pe aici. Dar o să mergem în coloană.